Un incident a avut loc la Băile Tușnad în timpul discursului susținut de premierul maghiar Victor Orban cu ocazia festivității de închidere a Universității de Vară din localitate. Un bărbat a afișat din mijlocul mulțimii un banner cu mesajul „Ceva este etern, Transilvania, pământ românesc”. Conform site-ului ziare.com, un incident care putea să escaladeze a avut loc în timpul discursului susținut de premierul Ungariei Victor Orban de la Universitatea de Vară de la Băile Tușnad. Un grup de români a afișat un banner cu mesajul „Ceva este etern, Transilvania, pământ românesc”. Când bannerul a fost ridicat de către două persoane și mesajul a devenit vizibil, mulțimea a vociferat în semn de protest, iar câțiva dintre participanți s-au postat în fața afișului pentru a-l acoperi, unii folosindu-și umbrelele în acest sens, relatează site-ul telex.hu. După câteva momente în care a avut loc un schimb de replici între cele două tabere, cei care au arborat bannerul au fost scoși din mulțime de agenții de pază. Orban ar fi declarat că a răspuns la această evoluție. Politicos, precum poliția din Budapesta, procedează când evacuează drogații de pe poduri, făcând referire la protestele care au avut loc în capitala Ungariei săptămâna aceasta. Bannerul afișat face referire la motoul din acest an al Universității de Vară de la Băile, despre care organizatorii spun că se traduce „Există ceva ce este etern” sau „Unele lucruri sunt eterne”. Conform publicației cronicaonline.ro, în centrul acestui incident se află Mihai Târnoveanu, un ultranaționalist cu discurs antimaghiar. Acesta a reușit să se amestece neobservat multă vreme în mulțime, care i-a remarcat prezența doar când a desfășurat afișul. Au început multe vociferări și înjurături, iar oamenii de pază i-au escortat afară, arată sursa citată, relatează site-ul ziare.com.